Climatul jocurilor video din ultima vreme înclină din ce în ce mai mult către titluri live service, multiplayer și always online. Și deși unele dintre ele sunt chiar reușite, nu pot să nu remarc faptul că unii, inclusiv eu, au ajuns să li se facă lehamite atunci când aud cuvintele joc online. Și pe bună dreptate, Titlurile de genul ăsta sunt gândite în general să-ți mănânce cât mai mult timp posibil și ca să te menții competitiv în Destiny 2 sau orice alte memo la care te poți gândi, trebuie să fii constant online, să faci questuri și să-ți crești ușor-ușor puterea personajului fără să rămâi mult în urma celor care se joacă zilnic. Și în timp ce asta e complet ok și există loc pe piață și pentru așa ceva, parcă există momente când tot ce vreau să fac este să pornesc un joc single player pe care pot să-l parcurg în ritmul meu fără să fiu grăbit sau să mă lupt cu FOMO sau Fear of Missing Out. Well, dacă și tu te regăsești în tabăra asta și vrei câteva idei de jocuri single player senzaționale cu care să-ți ocupe o parte din concediul de vara asta, rămâi alături de mine cât vorbim despre 10 titluri pe care poți să le joci singur pe PC sau console. Dar înainte, vreau să menționez faptul că asta nu e un top propriu zis, ci mai mult o listă aranjată într-o ordine aleatorie de jocuri pe care le-am jucat la viața mea și care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Cu siguranță că pe unele le știți și le-ați jucat și voi. Dar sper eu să plecați de aici cu gândul la măcar un joc nou care vă sună interesant și pe care abia așteptați să-l jucați. That being said, să trecem la treabă! Am să încep cu probabil jocul meu preferat din toate timpurile, The Witcher 3. Reușita celor de la CD Projekt Red este una incredibilă, chiar și acum la aproape 10 ani de la lansarea inițială și dovedește faptul că o poveste bună, alături de o lume creată cu o imensă atenție la detalii, va sta în picioare în fața timpului fără probleme. În caz că nu știi deja, în Witcher 3 e rolul lui Geralt of Rivia, un vânător de monștri și lucruri supranaturale cu scopul de a-i proteja pe cei neputincioși, prin forță brută, capcane, poțiuni care mai de mai sofisticate și două săbii pe spate gândite să sfârtece orice, de la om la spirit. Dacă alegi să iei povestea mai încet și să faci câteva site cu uri pe lângă, te vei uita la un play counter care indică la nord de 60 de ore, cu tot cu cele două DLC-uri fenomenale, Hearts of Stone și Blood and Wine. Dacă vrei să vezi tot ce are jocul ăsta de oferit, atunci ar trebui să te aștepți să petreci mult peste 150 de ore, explorând fiecare colțișor, peșteră și oraș. Și Sincer să vă spun, merită din plin să faceți asta. Mai ales acum, de când jocul a primit un update masiv la capitolul grafică cu ocazia lansării pe consolele moderne gen PS5 și Xbox Series. Acum ai parte și de un sistem robust de ray tracing care complimentează perfect cele mai frumoase apusuri de soare dintr-un joc văzute de mine vreodată, dar și al de DLSS și FSR pentru ca performanța să nu fie o problemă prea mare. Găsești jocul pe majoritatea magazinelor online și de multe ori am văzut reduceri semnificative care aduc pachetul complet de joc plus două DLC-uri la sume derizorii, gen 50 de lei. Și nu cred că există vreo variantă mai bună în care să cheltui 50 de lei pentru divertisment decât asta. Încă un entry complet previzibil pe listă, next up vorbim despre Ghost of Tsushima. Este absolut sublim, cu o poveste care te va ține lipit de scaun pe tot parcursul celor aproximativ 25 de ore, cu un combat super satisfăcător și o grafică care încă rezistă foarte bine și azi. Așa cum am spus deja, este disponibil și pe PC, dar dacă nu ai un sistem suficient de capabil ca să ruleze jocul în condiții bune, îți poți la unul de pe zona.store, magazinul nostru online unde găsești PC-urile Gamebox pentru joacă, cu configurații variate pentru fiecare buzunar. Sau te poți bucura de Ghost of Tsushima și pe PS5 și PS4, evident. Versiunea pentru consola mai nouă suportă și 4K la 60 FPS, deci e o plăcere și pe PlayStation. Review-ul complet al lui Ghost of Tsushima regăsești și în descriere. Următorul titlu despre care vom vorbi este unul ceva mai controversat, dar cu toate astea rămâne unul dintre RPG-urile mele preferate of all time. După ce seria asta s-a s-a reinventat și a trecut de la un simulator de stealth la un action game în toată regula cu Origins, Odyssey este un joc mai complet, mai rafinat și, după părerea mea, superior. Are loc în Grecia Antică, un loc foarte interesant și plin de povești de spus, iar firul narrativ în sine este plin de situații intense, răsturnări de situații neașteptate și linii de dialog amuzante pe alocuri. Sunt de acord că poate fi o idee cam mult content în joc. Dar ca să termin povestea, nu trebuie să faci prea multe side quest-uri oricum și ai asigurate cel puțin 45 de ore de gameplay savuros. În continuare vorbim despre un joc mai diferit față de cele menționate până acum, în mare parte datorită faptului că The Wolf Among Us nu este un titlu plin de acțiune și bătăi, ci o poveste spumoasă transpusă într-un format point and click. Este făcut de Telltale Games, maestrii jocurilor de genul, iar acțiunea îl urmărește pe lupul cel rău din poveștile Scufița Roșie și cei trei purceluși, actualmente reabilitat și unul dintre protectorii personajelor bas care încearcă să trăiască niște vieți normale într-un oraș care nu-i acceptă. Lista de fețe familiare cu care te vei întâlni pe tot parcursul jocului este lungă. Albă ca zăpada, frumoasa și bestia, Poglinda magică, Bloody Mary și câte și mai câte. Iar dacă îți plac genul ăsta de jocuri, nu ai cum să dai greș cu The Wolf Among Us. Ba mai mult, continuarea jocului se află după colț și sunt șanse să vedem un sequel chiar în acest an. Deci e un moment mai bun ca oricare să te scufunzi lumea asta mistică și plină de șarm. Urmează un titlu care, după părerea mea, nu primește suficient respect și admirație pe cât ar merita. Kingdom Come Deliverance este un joc special, cum foarte rar vedem și te transpune perfect în pielea unui fiu de fierar fără vreun skill notabil, aruncat în mașinăria războiului și pus față în față cu realitatea unei lumi sângeroase și fără milă. Protagonistul Harry va învăța în paralel cu tine cum să atace cu sabia, cum să tragă cu arcul și cum să facă poțiuni care mai de care mai folositoare în acest part RPG, part simulator. Iar cu o poveste umplută până la refuz de intrigă și de oameni cu două fețe gata să treacă peste cadavre pentru a-și vedea interesul, sunt puține jocuri mai rewarding decât acesta. În plus, recent a fost anunțat și Kingdom Come Deliverance 2, continuarea titlului din 2018, așa că dacă îl joci și îți place, nu mai ai mult de așteptat până la următorul joc din serie. Am ales să grupez două titluri din aceea serie pe o singură poziție, deoarece ambele merită din plin timpul tău. The Last of Us este o franciză care deja a cunoscut succesul la nivel global, atât datorită celor două jocuri, dar și, în mare parte, grație serialului, care a adaptat perfect povestea și feelingul post-apocaliptic al materialului sursă. Asta fiind zise, ambele jocuri din serie sunt adevărate capodopere jucabile, cu niște povești pline de încărcătură emoțională de toate felurile, la pachet cu niște zombi dubioși și foarte creepy care vor să îngenuncheze la capăt umanitatea. Scopul tău nu e neapărat să salvezi lumea, ci mai mult să supraviețuiești și să apuci să vezi ziua de mâine. O abordare care poate fi considerată cu picioarele pe pământ, prin comparație cu alte titluri. Și tocmai asta îl face atât de savuros. Te vei simți în pericol constant și recunosc că seria de Last of Us a rămas în memoria mea drept o experiență care nu trebuie ratată. Găsești primul joc pe PS3, PS4, PS5 și PC, iar al doilea este disponibil momentan doar pe PS4 și PS5. Dar se zvonește că vom asista la o lansare și pe Windows anul viitor, simultan cu debutul celui de-al doilea sezon al serialului. Schimbăm puțin registrul acum și vorbim despre un joc în VR, dar nu este orice joc, ci cel mai recent titlu din titanica serie Half-Life. Da, știu, nu e Half-Life 3. Dar Half-Life Alyx este poate cel mai bun, mai avansat și mai complet joc în realitate virtuală pe care poți pune mâna în acest moment. Iar dacă ai prin casă un Meta MetaQuest, HTC Vive sau Valve Index pe care l-ai cumpărat pentru Beat Saber și nu prea mai faci nimic cu el, nu strică să-i dai o șansă. O să spun de la început faptul că, dacă nu ești fan al jocurilor horror, nu-ți recomand Alyx. Deși nu este o experiență horror jet-be-jet, Faptul că ești transportat fizic în lumea post-apocaliptică înseamnă că puținele jumpscare-uri vor avea un impact mult mai mare, dar și atmosfera overall va fi de 100 de ori mai apăsătoare decât ce are simțit într-un titlu standard, jucat pe monitor sau TV. Este o experiență one of a kind și dacă ce-am zis până aici sună bine, făți un serviciu și iați jocul de pe Steam, singurul loc unde Half-Life Alyx este disponibil. Pe locul 3 vine The Legend of Zelda Breath of the Wild, unul dintre originalele jocuri disponibile la lansarea lui Nintendo Switch și totodată unul dintre cele mai interesante, mai creative și mai deschise experiențe pe care le poți avea în gaming. Din punct de vedere tehnic, grafica nu arată wow, dar stilul artistic este de primă clasă, iar dacă te poți obișnui cu cei 30 de FPS de care este capabil bătrânul Switch, te vei bucura de ceva cum foarte rar mi-a fost dat să văd și să trăiesc. Hyrule, lumea în care îți vei face de cap în papucii lui Link, este vast, plin de locații interesante de explorat, peșteri de lutat și inamici de bătut. Sistemul de combat este bun, iar firul narrativ, deși poate fi ușor greoi de urmărit pe alocuri, este relatable și extrem de bine scris. Și aș minți dacă aș spune că The Legend of Zelda Breath of the Wild nu este unul dintre jocurile mele preferate din toate timpurile. Dacă l-ai jucat și ți-a plăcut, continuarea pe nume Tears of the Kingdom este mai mult din același lucru. Deci, fi sigur să arunci un ochi pe review-ul meu complet al sequel-ului, link și în descriere. În ciuda faptului că poți juca Baldur's Gate 3 și Coop, cu până la alți trei prieteni, experiența solo în care controlezi fiecare abilitate a fiecărui membru din parte este cea pe care dezvoltatorii au intenționat-o și este cea care îți oferă cel mai mult control asupra evenimentelor și situațiilor din joc. And believe me, o să te lovești de o grămadă de situații care mai de care mai neprevăzute și mai interesante pe parcursul celor peste 60 de ore de campanie. Este un RPG pur sânge, cu un sistem de combat turn-based care îți va pune mintea la încercare pe dificultăți mai mari și cu un caz de personaje memorabile din calea afară. Baldur's Gate 3 este un joc cum rar vedem, un triumf din absolut toate punctele de vedere și un must-play în toată puterea cuvântului. Ah, da, și a, da, și-a câștigat și titlul de jocul anului 2023 de la mai toate publicațiile din domeniu. Deci, dacă nu l-ai încercat până acum, îți recomand cu căldură să o faci, indiferent că preferi PC-ul sau consolele. Din catalogul vast și extrem de stufos al celor de la Rockstar Games, din care ai de unde alege, inima îmi spune că al doilea Red de Redemption este cel care merită un loc pe lista asta. Câteodată îmi e greu să găsesc cuvintele pentru a descrie capodopera asta de joc și sunt multe momentele când îmi sare mintea la o fază dintr-un quest sau la un eveniment organic la care am asistat într-una dintre cele mai frumoase lumi deschise făcute vreodată. Povestea lui Arthur Morgan este una care te unge la suflet, din primul moment când faci cunoștință cu gașca Van der Lind în munții în zăpeziția Americii, până la finalul plin de suspans și acțiune. Actorii vocali sunt extraordinari, așa cum te-ai așteptat de la un joc marca Rockstar, iar atmosfera și vibe-ul vestului sălbatic în prag de colaps a rămas cu mine și acum, la mulți ani de când am terminat jocul pentru prima oară nu știu sincer ce mai aștepți dacă nu ai jucare de Dead Redemption 2 și consider că orice gamer care se crede așa trebuie măcar să încerce masterpiece-ul ăsta. Este ceva de neratat și deși are mici probleme pe aici colo, că na, nimic nu e perfect, experiența pe care jocul ăsta reușește să o ofere este imaculată. Și astea sunt cele 10 recomandări de jocul single player mișto din partea mea ca să reiterez ce am spus și la început, ăsta nu e un top clasic, unde locul 1 e mai bun decât locul 10, ci mai mult o înșiruire aleatorie de jocuri superbe care m-au marcat de-a lungul anilor. Dar discuția abia acum începe, pentru că vă întreb pe voi, ce alte jocuri ați mai fi pus pe listă? Sunt sigur că există unii care au jucat tot ce am enumerat eu aici, deci câteva alte sugestii, poate mai out of the box așa, nu strică. Cam atât din partea mea pe azi, dacă v-a plăcut materialul și vreți să vedeți mai multe, un like și un subscribe ne ajută mult. Numele meu este Tudor, ne revedem data viitoare! Tchau.